M-am hotărât în mod bizar din cauza lui Sorin Alexandrescu. Sorin Alexandrescu organizase o întâlnire la Amsterdam, la care mă invitase și eu eram absolut radioasă pentru că puteam să prezint brevul. Găsisem la brev niște material foarte interesant despre modul în care ei își asigurau conversațiile și de-abia așteptam să prezint. Și mi-a venit răspunsul să trimit comunicarea, să o citească cineva, dar eu nu mă duc. Și asta m-a revoltat. M-a revoltat adânc. Nici nu acum nu înțeleg de ce m-a revoltat, că nu era un lucru tipic al acelor ani, dar am fost așa de revoltată că m-am dus la cadre. Și le-am spus, domnule, de ce comunicarea e bună și eu nu sunt bună să o citesc? Nu vă dați seama că dacă faceți așa, forțați omul să plece. Și mi-au spus, doamnă, dumneavoastră credeți că o să plecați? Salariul merge, postul e bun, nu plecați dumneavoastră una cu două. Și am spus mulțumesc, bună ziua, am plecat și a doua zi m-am dus la Jilava. M-am dus la Jilava, m-am așezat pe o bancă și m-am gândit așa, uitându-mă la mormântul în care erau îngropați și tatăl meu și la cererea ei mama.